Metalul și CSM Râmnicu Sărat s-au întâlnit din nou în Cupa României, de data aceasta în turul al treilea al celei mai vechi competiții naționale. Trupa lui Vali Stan a reușit să se impună din nou după o partidă dominată clar de Alba Albaștri. Primul gol a venit chiar pe finalul primei reprize, în urma unei lovituri de pedeapsă transformate de Pavel. Imediat după pauză, elevii lui Vali Stan au majorat avantajul de pe tabelă. La capătul unei acțiuni individuale în flanc al lui Alexandru Atomei. Mijlocașul venit de la Chiajna a întors inteligent în spate, iar Claudiu Zanfirescu nu i-a dat nicio șansă lui Costel Toader. Până la final, gazdele au controlat jocul, reușind să conserve avantajul de 2 goluri și obținând astfel calificarea în turul următor. Pentru microbistul buzoian de rând rămâne consolarea că una dintre echipele locale s-a calificat în turul 3 al Cupei României. Cea mai bună performanță a celor de la Metalul în Cupa României datează din 2019, atunci când gruparea buzoiană a reușit să atingă faza optimilor de finală. Vali Stan și compania au ratat atunci calificarea în sferturi după un meci cu Poli Iași, după ce în tururile anterioare au trecut de Gloria, CSM Focșani și Cixereda.